De ce nu vă faceți, domnul Iohannis, doza booster? Avem 45 de milioane de doze, Iohannis. Și Câțu și Arafat. Treceți și vaccinați-vă. Făceți-vă doza booster, inconștienților. Ne puneți pe toți în pericol? Ce faceți? De ce nu vă faceți dozele booster, cum voiați să ne obligați pe noi să facem din 6 în 6 luni câte o altă doză, amenințându-ne că altfel ne închideți cavitele în case și ne luați dreptul la muncă? Avem 45 de milioane de doze pe stoc. Le-am plătit în avans, trebuie să plătim distrugerea lor acum. Duceți-vă, domnul Iohannis, și domnul Câțu, și domnul Voiculescu, și Mândruță, și Prelipceanu, și toți cei care ați susținut eroarea mediatică și politică, să vă faceți, domnule, dozele booster. Aveți 45 de milioane de doze, sigur și eficient. Ce conține vaccinul? Libertate. Duceți-vă, domne, și salvați-ne. Salvați-ne să mai plătim sute de mii de euro ca să distrugem dozele alea. Toți cei care ați susținut restricțiile, discriminarea prin certificate, nediscriminați.